Scurtă introducere la cateheza despre astrologie într-o evaluare ortodoxă. Una dintre cele mai nocive manifestări în sfera ocultismului ezoteric, cu pretenție de știință, este reprezentată de ceea ce numim astrologie. Practicanții și simpatizanții acestui fenomen dezvoltă o viziune eronată cu privire la știință, considerând pe urmele lui Rudolf Steiner, fondatorul antroposofiei, că știința fără autocunoaștere este dăunătoare. Fritz Riemann, în cartea sa Astrologie și Psihoterapie, prezintă conceptele de bază ale astrologiei, plecând de la faptul că aceasta înțelege universul ca pe un organism măreț, în care fiecare părticică este influențată de întreg, influențând totodată întregul printr-o interacțiune veșnică. Autorul se folosește de Nietzsche pentru legitimarea acestor afirmații, care ar demonstra reflectarea legilor macrocosmosului în microcosmos, acțiune determinată de planete. Acestea ar avea pentru astrologie valoarea de forțe formatoare și producătoare de efecte pentru organismul uman, fiecare planetă având funcții și sarcini bine definite în cadrul universului ca organism absolut. Astrele ar acționa după anumite principii planetare, influențându-l pe om pe trei planuri: cel material fizic, cel organic biologic și cel sufletesc spiritual, influența pe primul plan resimțindu-se ca forțe fizice și legi ale materiei, pe al doilea plan ca funcții organice, iar pe al treilea plan ca impulsuri sau principii sufletești spirituale. Participarea la aceste forțe planetare și cosmice ar fi una mistică și inconștientă. Autorul vorbește despre inconștientul cosmic, unde principiile planetare de configurare se insinuează în conștiință pe diferite căi. Aceste principii planetare, ca parte a inconștientului cosmic, au fost percepute de epoca magică animistă ca demoni, de perioada mitologică ca figuri divine, între ghilimele, pe cer sau în infern, de epoca științelor naturii ca energii și legități ale lumii fenomenale și, în sfârșit, de epoca psihologică-antropologică, specifică chipurile astrologiei, ca funcții sufletești sau năzuințe ale pulsiunilor. Pentru a înțelege cum a ajuns omenirea la cunoștințele ei astrologice, autorul, folosindu-se și de alți astrologi, de exemplu de Edgar Dacve, presupune că omenirea avea la începutul un dar numit, între ghilimele, perspectiva asupra naturii, pe care omul contemporan l-a pierdut, dar mari mistici identificați cu oamenii primitivi ai preistoriei îl posedau, dobândind, printr-o presupunere exprimată psihologic, o permeabilitate, între ghilimele, pentru metafizic și transcendent, ca o capacitate de introspecție căreia îi se dezvăluiau anumite relații. Aceste daruri pe care oamenii primitivi pretind că le-ar fi avut, autorul le consideră a fi acte ale revelației, între ghilimele, descrierea acesteia fiind marcată de confuzie prin îmbinarea elementelor fiziologice cu cele spirituale. Ar fi vorba de schimbări ale conștiinței sau extinderi ale acesteia ca acte revelate. Aceste modificări ale conștiinței fac parte din actul devenirii conștiente ce se sustrag unei explicații cauzale, aflându-se într-un întuneric deplin pentru mintea omenească. Schimbările conștiinței n-au reprezentat decât o altă trăire spirituală a evenimentelor lumii, ce au condus cândva la descoperirea astrologiei.
Modificarea conștiinței ca revelație, între ghilimele, devine cu timpul experiență și știință, între ghilimele. Dar o știință bazată pe experiențe ce își uită proveniența. Schimbările la nivelul conștiinței umane ar corespunde constelațiilor cosmice, aflate și ele în continuă transformare. Cheia problemei constă în posibilitatea de a atrage aceste așa zise revelații, precum un checul căruia i s-a revelat, între ghilimele, în vis, structura lanțului benzenic sau unui Newton căruia i s-a descoperit, între ghilimele, legea gravitației prin observarea căderii unui măr. Oamenii primitivi, independenți de forțele naturii, li s-au putut revela, între ghilimele, legăturile dintre macro și microcosmos, ceea ce nu este cazul cercetătorilor științelor naturii cauzal-mecanice, care au renunțat de bunăvoie la orice realitate metafizică, în acest fel știința și înțelepciunea, despărțindu-se și excluzându-se una pe cealaltă. În acest context de degenerare a omului, este foarte greu să încercăm să emitem ipoteze despre cum au reușit oamenii să dea planetelor și chiar zodiilor importanța lor simbolică. Vorbim de un mister intuit chiar de cercetătorii moderni ai cosmosului și ai radiațiilor, care dau mărturie că suntem copleșiți de ritmurile și influențele radiațiilor pe care nu le cunoșteam până acum, că depindem de legi dintre care unele par a fi confirmate de astrologie. Este vorba de adevăratul secret al acestor corelații care ne-ar conduce la esența omului și a lucrurilor. Esență care nu poate să fie cunoscută din exterior prin deducții și demonstrații, ci poate să fie intuită prin introspecție după modelul vechilor mistici amintiți. Modul de gândire astrologic este prezentat într-o manieră triumfalist-ideologică, în sensul că integrarea științei contemporane în sistemul astrologic se poate face, însă vice versa ar fi imposibilă. Gândirea astrologică are pretenția unei complexități. S-ar desfășura în analogii și în corespondențe simbolice, fiind complet diferită de gândirea cauzal-mecanicistă și abstractă a științei contemporane. Gândirea astrologică are ca repere fundamentale horoscopul și planetele. Horoscopul ne transmite simbolistica grafică a constelațiilor planetelor unui anumit moment universal, e vorba de data nașterii, raportate la un anumit loc de pe Pământ, e vorba de locul nașterii. Conform astrologiei, omul trăiește dincolo de mediul geografic și social, într-un mediu cosmic de o putere și relevanță marcantă. Pe de altă parte, planetele simbolizează, cum am văzut, un anumit principiu, între ghilimele, o forță plăzmuitoare având în cadrul întregului, așa zis, organism, al sistemului nostru solar, o funcție anumită precum are un organ în complexitatea organismului uman. Ca mostră de ilogicitate a așa numitei gândiri astrologice, avem reflectarea acestui principiu planetar în mitologie, prin proiectarea acestuia asupra personalității zeilor, precum Cronos, Saturn sau Loki, pe când, în creștinism, prin devalorizarea vechilor zei, Saturn devine întruchiparea Satanei ca spirit al răului, Loki devine simbolul morții, iar Cronos devine principiul al negării vieții. Toate aceste forțe plăzmuitoare ar fi prezente sub diferite forme în toate domeniile cunoașterii umane. Era științifică le numește gravitație, inerția materiei, legea conservării energiei cu referire la fizică, principiul eredității cu privire la biologie, compulsia la repetiție,
și schemele comportamentale născute cu referire la psihologie, conceptele determinismului și fatalismului, al absolutului și al predestinării cu referire la filosofie, iar în teologie forța saturniană ar fi fost descoperită ca păcat originar. În fine, astrologia consideră că diferența fundamentală între gândirea lor și cea științifică actuală ar fi aceasta. Gândirea astrologică curge împreună cu timpul, în timp ce gândirea abstractizată încearcă să elimine timpul ca pe un factor perturbator, deoarece caută valabilul permanent și obiectiv, adică absolutul. Toate aceste perorații sunt înșirate într-un mod ilogic și înșelător, cu scopul de a dovedi tuturor celor atrași de ocultism veridicitatea astrologiei ca știință. Această pretenție este susținută cu tărie, mai ales în sfera psihanalizei moderne. Psihanaliștii astrologi, folosindu-se de Carl Gustav Jung, pentru a demonstra legătura dintre astrologie și psihoterapie, fiind convinși că astrologia modernă se apropie tot mai mult de psihologie, fiind deja auzită bătând la porțile universităților. Astrologia este definită la nivel de dicționar ca fiind știința, între ghilimele, fictivă, care încearcă să prezică viitorul unor persoane și a omenirii, pe baza observărilor făcute asupra poziției astrelor pe cer. Sunt evidențiate astrologia naturală și cea judiciară. Cea naturală se ocupă de influența astrelor asupra lumii, e vorba de animale și vegetale, iar cea judiciară încearcă să prezică, după așezarea reciprocă a corpurilor cerești, destinele atât ale popoarelor cât și ale indivizilor. Diversele culte arhaice ce venerau corpurile cerești, considerate puternice ființe personale, precum și principalele curente pseudo-religioase ce propovăduiau credința în determinarea irevocabilă a destinului, e vorba de fatum, înțeles ca fatalitate, trebuiau să susțină astrologia judiciară. Încă din antichitate, astrologia a reprezentat rodul gândirii magice, fiindcă făcea trimitere la posibilitatea de a cunoaște anumite entități metafizice aparținând lumii de dincolo. Însă precizarea și clasificarea legilor, după care astrele se mișcau, avea și o alură științifică, motiv pentru care astrologia a fost nucleul din care s-a desprins astronomia, adică știința despre aștri, aparținând științelor exacte. Astrologia apuseană, așa cum se prezintă astăzi, a fost codificată în principiu în secolul II înainte de Hristos, de către Ptolemeu în lucrarea sa Tetrabiblos, adică patru cărți. Premisa de bază este aceea că poziția corpurilor cerești în momentul și în locul și la locul nașterii unui individ influențează sau este corelată cu personalitatea sa, cu caracteristicile fizice, sănătatea, profesia și destinul său. Sistemul heliocentric a fost introdus în astronomie în secolul 16 și tot atunci a avut loc separarea finală dintre știința astronomie și pseudoștiința astrologie. Perspectiva științifică referitoare la astrologie pleacă de la negarea principiului ei de bază, potrivit căruia Pământul ar fi centrul sistemului nostru solar, îmbogățit prin descoperirea de noi planete, e vorba de Uranus, Neptun și Pluto, care erau necunoscute vechilor astrologi. Astronomia modernă se deosebește de vechea astrologie și prin descoperirea de noi sateliți, e vorba de Ganimede, Titan și Calistro, care sunt mai mari decât planetele Mercur și Pluto. Interesant și totodată relevant este faptul că presupusele influențe astrologice ale acestor corpuri cerești necunoscute nu i-au dus pe astrologi la descoperirea lor înaintea astronomilor. Știm astăzi că obstetricianul
care se ocupă de un nou născut în timpul nașterii, exercită o atracție gravitațională mai mare decât aceea a planetei Saturn. Știm de asemenea că și caracteristicile fizice ale unei persoane sunt determinate de moștenirea sa genetică preluată de la ambii părinți și de către influențele ulterioare ale mediului și nu de către nonsensul astral al astrologului. În plus, datorită precesiei, actuala mișcare aparentă a Soarelui prin constelațiile zodiacale, așa numitele constelații zodiacale, în timpul unui an, nu este aceeași ca în urmă cu 2000 de ani, iar zodiacul, în lumina descoperirilor științifice, are 13 constelații și nu 12. În consecință, astrologia nu trebuie tratată de oameni de știință ca un simplu deșeu, deoarece deșeurile pot fi reciclate în ceva folositor. Astrologia rămâne un virus care îmbolnăvește din punct de vedere intelectual atât persoanele credule sau ușor influențabile, precum și întreaga cultură. În secolul 20, renașterea astrologiei a început cu interesul manifestat de către mass media, primele horoscoape fiind publicate în jurnal de la Fenun în 1932 și în Paris Soir la 18 aprilie 1935. În 1968, un calculator care făcea horoscoape, Astroflash, a fost amplasat pe Champs-Élysées la Paris, iar unul similar pe Oxford Street la Londra. Cu timpul, promotorii astrologiei au făcut distinția între astrologia populară sau astrologia de ziar și astrologia serioasă, între ghilimele, a camerelor de consultanță și a revistelor savante, între ghilimele, constatându-se din nefericire că expunerea continuă la ideile astrologiei din ziare contribuie la credibilizarea acesteia. În 1979, jurnalistul independent Marcello Truzzi arăta că atacarea astrologiei simple, definită ca un simplu semn solar, este în mare parte o pierdere de timp. Acesta consideră că, pentru a fi pregătiți de lupta împotriva astrologiei, trebuie să înțelegem ce este aceasta la nivel teoretic și practic. El demască falsitatea acestui sistem care se pretinde a fi științific, care în egală măsură este livrat superficialilor și credurilor cu precădere, arătând că interpretarea hărții de naștere a omului este guvernată de regula cardinală potrivit căreia niciun factor nu trebuie judecat separat. Luând în considerație factorii de bază, adică planetele, semnele, casele și aspectele, o hartă tipică conține aproximativ 40 de factori care interacționează, fiecare cu propriul său sens, toți fiind relevanți pentru interpretare. În același timp, spune jurnalistul, pot fi luați în considerație mulți alți factori, ca de exemplu punctele de mijloc și contactele dinamice, care pot mări totalul factorilor relevanți în interpretarea astrologică până la sute de mii de ani. Astrologia s-a bucurat întotdeauna de un fel de popularitate cu precădere în rândul celor bogați. E vorba de regi, papi sau prinți, mai ales după Renaștere. A fost o lovitură grea dată creștinismului această credință, între ghilimele, față de un destin deja stabilit. Influențat de aștri, chiar dacă biserica a luptat împotriva astrologiei, nu a reușit niciodată să le elimine complet din arealul creștin. Îngrijorător este faptul că astrologia nu s-a bucurat niciodată de o popularitate atât de mare cum se bucură în zilele noastre. Fenomen explicabil prin procesul de repăgânizare a omului inițiat de modernism. Astrologii îmbrățișează o concepție ocultă atunci când se referă la Mântuitorul Iisus Hristos, afirmând că Iisus omul s-ar fi reîncarnat pe pământ și că Hristos ar fi Euul nostru superior.
Astrologia așadar se naște, între ghilimele, în dimensiunea ocultă dominată de magie a Antichității și renaște în dimensiunea ezoteric-sincretistă a New Age, ce realizează o substituție ontologică. În locul Dumnezeului care ocrotește creația, aceștia așează o lege care guvernează lumea. Este vorba de legea ciclicității timpului. De altfel, însăși New Age, noua eră, este cauzată de această lege a ciclicității prin perorarea falsului intrării omenirii în era vărsătorului. Apariția și proliferarea acestei pseudo-științe oculte include și existența trei tipuri de astrologie. În primul, planetele sunt considerate zeități. În al doilea, planetele sunt considerate obiecte ale căror emanații impersonale influențează viețile oamenilor. Iar în al treilea, vorbim de astrologia simbolică, planetele se află într-o corespondență magică cu oamenii, pe care îi influențează prin rezonanță. Pentru astrolog, zodiacul este o centură, între ghilimele, imaginară, a cerului care închide 12 constelații. 12 semne astrologice despre care se crede că i-ar influența pe oameni. Sfânta Scriptură a condamnat practica astrologică împreună cu idolatria. Dacă ne uităm la Deuteronom, capitolul 4, versetul 19, sau la capitolul 17, versetele 3 până la 5. Atenționăm poporul evreu să nu se închină stelelor, aceasta fiind una din formele cele mai vechi ale astrologiei. Chiar dacă în zilele noastre sunt puțini care se mai închină stelelor ca unor zeități, totuși numărul celor care ghicesc în stele este destul de mare. Astrologia fiind osândită la fel ca și vrăjitoria. Prin condamnarea acestor practici idolatre, Sfânta Scriptură arată totodată că planetele și stelele nu influențează în niciun fel destinul omului, conform Facere, capitolul 1, versetul 14. Acestea nu pot nici ridica și nici distruge pe cineva, pentru că Dumnezeu este judecătorul conform psalmilor, psalmul 75, versetul 7. Dintre părinții bisericii, Sfântul Vasile cel Mare a luat cea mai categorică atitudine împotriva astrologiei, arătând că aceasta conține multă prostie și multă necredință. Marele Părinte Capadocian consideră ilogică posibilitatea ca stelele să facă rău oamenilor. Prin aceasta, mutându-și se cauza răutății lor asupra creatorului stelelor. Sfântul Vasile spune, dacă răul vine datorită naturii stelelor, atunci creatorul, adică Dumnezeu, este creatorul răului. Iar dacă fac răul cu voința lor cea liberă, urmează că ele sunt ființe care știu să facă alegerea între fapte și că folosesc mișcările lor în chip liber și cu de la sine putere. Dar este mai mult decât o nebunie să-ți imaginezi așa ceva despre cele neînsuflețite. Apoi, ce mare nesocotință este să nu împarți binele și răul fiecăruia după meritul lui, ci cu tare să fie făcător de bine, pentru că planeta s-ar afla în cu tare loc, iar cu tare să fie făcător de rele, pentru că a fost văzut de cu tare planetă și iarăși să-și piardă răutatea dacă planeta își schimbă puțin poziția. Mai târziu se presupune existența unei influențe de tip astrologic la Sfântul Dionisie Exigul, e vorba de părintele erei creștine, care s-a confruntat cu efectele ocultismului timpului său, caracterizat de preconizarea calendaristică a sfârșitului lumii în anul cosmic 6000 de la facerea lumii. An ce reprezenta un calcul apocaliptic referitor la acest sfârșit, considerându-se că în acest an planetele ar genera un nou timp. Influențele oculte amintite se refereau și la interpretările alegorico-astrologice ale unor texte scripturistice, e vorba de Ioan capitolul 21 și de Luca capitolul 5, ce erau asociate cu un motiv astrologic ce conducea la schimbarea erei vărsătorului în era peștilor,
Avem așadar o inversare față de ceea ce se întâmplă din punct de vedere astrologic în mișcarea New Age, care vorbește de era peștilor care precede era vărsătorului. Mai mult, se interpreta în manieră ocultă pilda fecioarelor, rostită de Mântuitorul în Evanghelia după Matei la capitolul 25, ca descrierea în realitate a unei aliniere a planetelor la finalul veacurilor. În concluzie, astrologia atentează la liberul arbitru și la voința liberă a omului, cele două fiind printre cele mai importante daruri ale Creatorului. Acestea sunt cedate astrologului sau a astrologului terapeut, în cazul medicinei alternative, demers menit să-l condamne pe om la iresponsabilitate prin debarasarea acestuia de orice responsabilitate.